Ne întâlnim pentru cea de-a 11-a activitate aici la Muzeul de Artă. Dar astăzi o activitate specială, deși toate au fost și până acum speciale. Dar de data aceasta, spunem noi, este cu totul specială. Este vorba despre o expoziție personală, care nu doar, eu știu, a venit cu simple lucrări, cu flori sau cu portrete și așa mai departe. Este o expoziție dedicată unei personalități. Nu doar o mașcane, nu a României, ci a lumii. Este vorba despre marele Sergiu Mihail Celibidache. Artista care astăzi ne provoacă a pășit acum mai puțin de una jumătate în Muzeul de Artă din Roma. Avea o anumită timiditate. Inițial am zis, hai să încercăm să vedem drept pentru care lucrările cu care artista a participat la salonele noastre, la anualele noastre, ne-a surprins și a fost altceva. A mers mai departe. A avut curaj și ambiție, iar la începutul acestui an a venit cu un proiect inedit. Un proiect care, pentru început, la prima vedere, pentru mine a fost un pic nerealizabil, spuneam eu. Dar ambiția tinerei artiste, mai ales talentul și pasiunea și dragostea pentru artă și muzică, a adus la finalitatea acestui proiect. Spuneam un proiect pe care eu la început l-am privit un pic cu neîncredere. De ce? Pentru că era un proiect dificil, o expoziție personală cu portretele lui Celibidache, după fotografii cunoscute publicului sau mai puțin cunoscute. Era inedit proiectul, pentru că nici în roman, nici în țară, niciun artist nu a venit cu această idee. Cu atât mai mult, mi s-a părut totuși în același timp și extraordinar, pentru că venea de aici, din Roma, locul natal al lui Sergiu Celibidache. Și m-a bucurat de această parte, din acest punct de vedere. Pentru că, iată, tot romașcanii s-au gândit la așa ceva pentru Sergiu Celibidache. Dacă la început mi s-a părut dificil, vă dați seama că nu mi s-a părut ușor după aceea. Dimpotrivă, mi s-a părut mai complex, pentru că de la portret s-a ajuns și la o pictură sau o grafică cu casă. Și atunci am pus problema și casei Sergiu Mihail Celibidache, una dintre cele mai vechi case din roman, legată de o altă personalitate a romanului, din acest punct de vedere istoric și religios, vornicul Triboredone, care cumpără această casă de la 1891, așa, și o reface. Știm cu toții că la 1912 acolo s-a născut Sergiu Celibidache și atunci mai cunoscută este publicului romașcan ca și casa Sergiu Celibidache. Dacă au apărut lucrările cu casa Celibidache, au apărut apoi și alte lucrări care țineau de muzică, nu doar de arta plastică. Spuneam că a devenit nu dificil, ci complex. Ușor, ușor au început să fie interesați și alții. Drept pentru care mi s-a părut foarte potrivit ca în acest plan, în acest proiect, să implicăm și școala de artă Sergiu Celibidache, Școala de Artă din Roma, care poartă numele marelui nostru dirijor, drept pentru care îi mulțumesc domnului director Viorel Vanzariuc pentru colaborare și punerea la dispoziție astăzi a instrumentelor și, bineînțeles, le mulțumesc copiilor care astăzi ne vor încânta într-un mod cu totul deosebit de altfel. Ei sunt urmașii lui Celibidache, pentru care trebuie să-i primim ca atare și să ne bucurăm că romanul dă în continuare talente. Nu doar în arta plastică, dar mai ales în muzică. Așa cum știm, în muzică, de fapt, romanul are atâtea și atâtea personalități. Nu doar Sergiu Celibidache. Dar specialiști, o să lăsăm specialiștii astăzi să vorbească despre așa ceva. Spuneam că proiectul a devenit foarte complex. Punându-ne problema și a căsuței și a imaginii personalității dirijorului Sergiu Mihail Celibidache, am pornit și de la altceva. Fiind muzeu de artă, primind vizitatori și locali, dar și din afară, am avut deseori situații un pic, să zicem, mai dificile. De ce? Sunt panourile acelea prin roman, în care este specificată și casa Celibidache.
Și atunci, în special cei din afară, mă întrebau cum pot să viziteze această casă. Eram pusă într-o situație mai mult decât complicată, pentru că trebuia să le explic, deși nu eu eram în măsură, că nu se poate vizita această casă și de ce nu, n-aveam cum să le explic. Sergiu Mihaela Celibidache spuneam că nu este personalitate care ține doar de Roma. Spun eu că această casă, care a fost o bijuterie arhitectonică, care a adăpostit sau de care se leagă numele a două mari personalități romașcane, Vornicul Grigore Donea a ridicat Biserica Sfântul Gheorghe, a ridicat una dintre primele școli din Roma. Deci sunt două personalități puternice ale romanului. Și atunci am transformat-o și într-un apel pentru, eu știu, refacerea acestei case, care ar putea fi alături de Muzeul de Artă, alături de Casa Nevruții, Muzeul de Istorie, alături de recent restaurata bibliotecă George Radu Meridon, atât de frumos restaurată, ar putea fi un punct de atracție a Romului. Drept pentru care, spuneam, această expoziție are în complexitatea ei mai multe implicații. Da? Pornind de la artista noastră, care a încercat să redea cât mai fidel după fotografiile pe care le-a găsit, mai greu sau mai ușor o să rugăm pe ea să ne povestească cu Sergiu Mihaela Celibidache în diverse ipostaze. Avem fotografii de la tinerețe, alături de soția sa, Ioana, cum știm, pictoriță. Avem fotografii în casa de la, din Franța, relaxându-se la un ceai sau cu unul dintre căței lui. Știm foarte mult că i-au plăcut foarte mult căței. Sau cel mai frumos în fața orchestrei la Wien, acolo unde se simțea acasă. O să mai vedem filarmonica și la fel, dincolo, o să regăsim imagini cu căsuța, graficele acelea, casa din Franța, casa din Roma. Și mai interesant avem aici, a încercat artista noastră să facă o trecere, o lucrare interesantă, ca o provocare, parcă vine dintr-o vedere, dintr-o fotografie din trecut, în care vedem cum arăta odată, partea de jos, și partea de sus cum arată acum. Este intitulată sugestiv lucrarea, spun eu, trecut, prezent, viitor, cu semnul întrebării. Noi așteptăm și sperăm ca această casă, într-o zi, să-și recapete locul în circuitul, eu știu, muzeal, poate, al romanului și al României. În același timp, eu aș dori să mulțumesc și invitațiilor speciale de astăzi pe care avem. Domnul profesor Gheorghe Ameciopan, care ne va încânta despre lucrările artistei, dar mai ales despre Sergiu Celibidache, pentru că atunci când l-am sunat pe domnul profesor și i-am spus despre ce este vorba, a fost foarte prompt și mi-a spus în felul următor. Am vorbit o viață despre Celibidache și despre Jora, despre Enescu, de fapt, a spus, și voi mai vorbi o viață. În partea a doua o să vorbească și domnul profesor dr. Ovidiu Trifan și o să ne prezinte și câteva frumulețe cu Sergiu Celibidache. Dar cel mai plăcut și mai interesant moment, să spun eu, că va fi mine recitalul copiilor de la școala Sergiu Mihaela Celibidache, urmașii lui Celibidache. În continuare, eu am să-i dau cuvântul domnului profesor Ovidiu Trifan pentru a-i prezenta pe primii interpreți. Eu vă mulțumesc! Școala de artă Sergiu Celibidache, numele actual al școlii noastre, are ca vârstă aproape 6 decenii. Mă bucur să văd între noi aici doi dintre primii profesori ai școlii noastre. Deci, domnul profesor Cebanu și doamna Cecilia Fal, care sunt printre primii profesori de la înființare din 1958, școala purta numele de Școala de Muzică și Arte Plastice din Roma. Iată că sunt aproape 6 decenii de pe băncile acestei școli au ieșit mici de elevi, dintre care cred cu siguranță că sunt câteva sute care au îmbrățișat cariera muzicală.
Dintre elevii școlii noastre, unii s-au remarcat ca instrumentiști valoroși, fac parte din orchestrele naționale ale României și din orchestrele prestigioase ale altor țări. Unii s-au remarcat ca soliști instrumentiști, alții ca dirijori, alții ca profesori. Vă pot spune că avem din Roman profesor la conservatoarele din România, la prestigioasele noastre conservatoare, cel de la Iași și cel de la București. Iată, deci, că nu este întâmplătoare prezența astăzi a elevilor școlii noastre, care sunt demni urmași ai primilor ucenici ai școlii noastre și ai dascălilor care i-au îndrumat. Îmi revine bucuria, nu spun plăcerea, îmi revine bucuria de a prezenta, de a vă prezenta astăzi pe câțiva dintre copiii noștri. Câțiva dintre ei, dintre cei mulți, vreau să zic, câștigători ai multor premii la concursuri și festivaluri naționale și internaționale, copii care de acum sunt practic ca vârstă copii, dar maturi ca artiști, și care fac cinste și onoare școlii noastre și ne bucură pe noi profesorii lor. Mai întâi, variațiuni pe o temă de Paganini, de Isaac Berkovici. Este piesa pe care o va cânta elevă Teodora Arabu, clasa a 5-a, clasa doamnei profesoare Lia Voinea. Cele peste 20 de premii obținute până acum la olimpiadele școlare, concursuri și festivaluri naționale și internaționale, amintim doar pe cele din 2016. Premiul întâi la concursul internațional de interpretare pianistică Piano Apis și premiul 2 la festivalul internațional de interpretare pianistică Forte Piaz, ambele având loc la Iași. Premiul 2 la Olimpiada Națională de Muzică, etapa zonală și premiul 2 la concursul Car Cerni Piatra Neamț. Pentru țambal.
acompaniază la pian domnul profesor Ioan Bolacu. Clasa a 5-a, clasa domnului profesor Iulian Zama, a obținut premiul 2 la concursul internațional de interpretare instrumentală Emanuel Elenescu la Piatra Neamț 2015 și locul 1 la Olimpiada Națională de Muzică, faza locală. Acompaniază la pian elevul Eduard Trifan, clasa a 8-a, clasa doamnei profesoare Lia Voivre. Thank you.
a simțit și a străit muzica, așa cum spunea Celibidache. Muzica trebuie simțită și întotdeauna muzica este ceva care ne poate atinge unde nici măcar cel mai profund gând nu ne poate atinge și muzica suntem doar noi, sau cum spune Celibidache, este doar copilașii sunt emoționați, trebuie să-i înțelegeți, dar sunt copii frumoși, copii talentați și, după cum ați auzit în prezentarea domnului profesor Dr. Vintrifan, sunt copii olimpici, cu nenumărate premii și este o mândrie pentru noi. Și mai ales pentru școala Sergiu Mihai Celibidache, nu? Ia uitați-vă ce frumos stau și cu liceul acolo. Să-i mai aplaudăm o dată. Așa, un mini recital, pentru că mai urmează. Și vorbeam despre Dana. Dana spunea că a venit la Muzeul Arta acum mai puțin de un an și jumătate, cu lucrări noi pentru muzeul nostru. Ceva cu totul altfel față de ceilalți artiști. Tinerețea, speranța și pasiunea ei m-a încurajat și pe mine. Iar așteptările nu mi-au fost înșelate, pentru că la cele două saloane organizate de muzeul nostru și la anuara din decembrie trecut organizată aici, ne-a surprins în mod deosebit. În special la ultimul salon, cel mai recent salon, când a fost singurul artist care a răspuns provocării muzeului nostru, realizând portretul lui Costică Roiu, avocatul Costică Roiu. Salonul, după cum știți, este dedicat zilei orașului roman, 30 martie, și o temă nu obligatorie, dar indicată artiștilor să participe la această expoziție cu imagini din roman sau cu imagini ale unor personalități legate de romanul nostru. Iar Dana a fost singura care a avut curajul să facă portretul avocatului Costică Roiu, care a fost proprietarul casei în care astăzi noi ne aflăm, Muzeul de Artă, care de altfel și poartă numele, Casa Roiu. Alături de ea am mai avut o artistă la fel de pasionată, Irina Lazar, care a realizat portretul soției lui Costică Roiu, Buia Roiu. Și așa cum am promis atunci la salon, portretele celor doi proprietari ai căsuței, ai Muzeului de Artă, vă întâmpin acum la intrare. Cu siguranță i-ați sesizat acolo. Spuneam că a avut un curaj aparte, Dana, pentru a ne propune acest proiect. Eu, la fel, să-l accept. Și iată că astăzi suntem puși în fața faptului primit. Și eu zic că a meritat. Iar pentru... Eu știu, pentru mai multe detalii, așa, și pentru a pătrunde mai adânc în tainele omului Celibidache și a picturilor prezentate astăzi, îl invităm pe domnul profesor Gheorghe Amecevan, cel care va mai vorbi o viață despre Sergiu Mihai Celibidache. Mulțumesc! Poftiți, domnul profesor! Bună seara! Mă văd în ipostaza pe care odinioară Johann Sebastian Bach a trăit-o pe când era un copilandru și a pus să-l asculte bătrânul Buxtehude. Cam de vârsta mea era și dumnealui, poate vrea că mai tinerel. Și pe vremea aceea, de orgă, electronica se reducea la orgă. Și a cântat Bach la orgă, în fața lui Buxtehude. Și când a terminat, Buxtehude a rămas puțin nemișcat, s-a dus încetişor la copilașul Buxtehude și i-a sărutat mâna. Of, și eu azi trebuie să sărut mâna la o mulțime de maestri, de mini-maestri și care vor fi în curând mega-maestri și care îi găzduiește astăzi Muzeul de Artă, care a devenit sunet și lumină. A devenit sunet pentru sensibilitatea trăirilor sufletești și lumină pentru frumosul plastic. Și pentru că sunet și lumină, în expresia lor, formează un binom și prezența autoarei noastre a expoziției de astăzi,
cuvântul sadovenian, care ne-a dat duce aminte de romanul lui Sadoveanu, și Dumnezeu a venit la fel într-o simbioză minunată între muzică și culoare. O expoziție sonoră, o sonoritate plastică. O felicităm și dacă aș fi buxtehudi cu adevărat, și eu ți-aș săruta mâna, dar nu din cauza că sunt buxtehudi, ci că, într-adevăr, artelor trebuie să le săruți mâna. Și cum muzeul nostru deja anticipează, parcă, secolele viitoare, secolii care le dorim, nu când trompeta sună muzele tac, deși asta venea orea că trompeta poate să le tacă ca să tacă tancurile și nu muzele. Și dorim ca în secolii viitoare să vedem mereu la muzeul de la Roma această formulă contemporană a co-artelor. Se pare că artele, încetul cu încetul, nu mai devin fiecare în căsuța lor, ca la Mendeleev, și ele se însumează, cum vedeți în astă seară, și o să fie poate o altă artă, nu-i spun numărul, că tot mereu am depășit 10, și o să apară o artă nouă, care îi va da un nume de estetica viitorului, și care o să predomine foarte mult spectacologicul. Fenomenul rock este un exemplu. Fenomenul care mult arată că nu se mai poate cu o singură artă, atâta trăire bogată are omenirea în evoluția ei, atâta de complex devine homo futurus, încât o singură artă, fie grafică, fie orgă, fie Divina Comedie, fie Shakespeare, nu poate să exprime explozia, vulcanismul, evoluției umane. Astăzi, cum spuneam, suntem oarecum în prezența unui simbioză muzică plastică și aș dori întâi să mă opresc un pic la penelul care este lângă noi și apoi lângă claviatura de lângă noi, care poartă un număr legendar. Când veți pleca de aici, să știți că ați fost la o seară de legendă. Așa cum și Roland este unul din personajele de legendă ale istoriei Europei. Mă refer la creația domniții noastre, creație care vrea să treacă dincolo de ceea ce este, ca întotdeauna arta este altceva decât astfel. Și Dumnezeu vine cu noutatea, chiar dacă este dominantă și o expoziție chiliană, știți că Celibidache plăcea să-i se spune Celi, și nu tot numele ăsta incomensurabil, și chiar dacă este o expoziție celofilă, celocentrică, cu toate acestea, penelul răzbate prin toate sonoritățile de orgă ale muzicii care mi-a însoțit, după cum muzica încoronează cu ave, as, tot ce și noi în astă seară vedem, auzim și, de ce nu, în sufletele noastre, comentăm cu noi, recreăm pentru noi, admirăm, într-adevăr, să mai las și pitera oameni. Când meta oameni sunt distrui. Mă opresc un pic la creația Dumnezeu, din nou neegalată prețuire, și mă opresc de, așa, în curând am să îmi permit, fără să se deși Celibidache a avut un roman și familie, și el este a romanului, este a României, este a planetii, poate într-un viitor va fi a sistemului solar, și Celibidache a avut o trăsătură psihologică pe care a surprins-o de minunii domnița noastră. Celibidache nu se încadrează psihobiotic, așa cum de regulă sunt geniile. Geniile au întotdeauna
mă rog, cu altă apartenență parcă și felul lor de a fi, unii genii de pe un trotuar primește aplauză, de pe alt trotuar oameni care își fac rușii. Cum? Și mi-ați dau exemplu pe François Villon Saracu, care a avut o biografie îngrozitoare și care noi astăzi îi sărutăm mâna. Sau Van Gogh și alții în pictură. Și mă refer la doamna care a surprins la omul Celibidache atât partea sa de genialitate, dar mai ales partea sa de temperament. Celibidache a fost un om complex ca temperament. Și doamna, în creațiile sale, și-am urmărit cele 1001 de imagini ale lui Celi, și dacă am zis 1001, fac o metaforă că de merită Celibidache, el deja a trecut de această cifră de Scheherazade, pentru că este un creator și un vizionar în muzica lui Mâine, pe care Europa l-a așteptat și Europa a fost puțin supărată pe el că a vizitat Tibetul și s-a întors de acolo cu o leacă de priviri chiorâșii la Europa. L-a impresionat Tibetul. Celibidache a avut un cult al eului său. Să nu-i spunem egocentrism, dar egofilie, mai bine zis la Celibidache, pentru că întotdeauna s-a considerat că pe planetă există un singur om, majestatea sa, omul, care sunt eu, Sergiu, Celib. Așa i-a fost firea. Ne oprim puțin la psihologia lui Piaget, psihologul care a reușit să analizeze marii creatori ai lumii, dar și creatorii iarăși, și oamenii iarăși alături de creatori, și el a dat în circulație un concept care astăzi în neseară ne salvează să-l înțelegem atât pe Dumnezeu care l-a surprins cromatic, cât și pe el care l-a lăsat pe planetă biotic și artistic. Și anume, Piaget a lansat conceptul de personalitate care depășește firesul și care este avangardistă. Deci personalitate cutremurătoare, personalitate care noi, deocamdată, îi spunem ave, după care vom merge la braț cu el. Omenirea toată cu timpul va deveni personalitate, ca să folosesc cuvântul lui Piaget, nu-l voi folosi în franceză, tradus în românește, este mai puțin, să spunem, cu o logică sonoră la ureche, dar oricum personalitatea accentuată. Limba română are un sens mai cotidian. Și ar fi bine ca Academia să găsească o traducere a acestui concept francez, că personalitățile accentuate reprezintă parcă pe Terra un alt homo, nu sapiens, meta-homo, homo-meta-homo. Și asta a fost și Celibidache și doamna noastră, domnița noastră, a surprins de minune în toate cele câteva lucrări care le avem și desigur că ele vor continua sau vor mai avea și altele. Și oarecum chiar aveam o discuție adineaurea cu colegul meu, pentru că noi oamenii, ca ființe biosociale și biodemiurgice, nu uitați că flora și fauna nu pot fi demiurgus, numai omul este demiurg. Oare demiurg se pare că este atributul superlativ, dincolo de care încă nu știm că mai poate fi ceva. Și demiurgismul acesta care îl caracterizează pe Celibidache, aparține, dacă ne luăm după Piaget, la această personalitate accentuată și care noi suntem tributari Universului, unui suprastrăbun, strămoș, indiferent și rece, vorba lui Seafărului, nemuritor și rece, și care este ADN-ul, acest misterios ADN pe care și azi încă
cât este de avansată medicina și biologia și chiar imaginația umană, este un continent necunoscut. Și ADN-ul e de la ab urbe, ab homo condita. Și prin ADN se transmite la om temperamentul. Temperamentul lui Celibidache, surprins de minune în pânzele Dunei, a fost un personaj sangvinic și coleric. Știți că temperamentele sunt patru categorii, patru modele stabilite de Hipocrates. Și care Hipocrate s-a trăit acum vreo 2000 de ani și pe altă parte s-ar putea să ne mire cum vreo 2000 de ani, că suntem la aproape 8 miliarde de oameni, să ne împărțim mai în patru căsuțe, dar hai să luăm și fața nevăzută a acestui concept și să inducem prin cele patru categorii de temperamente ale lui Hipocrates, să inducem cum arată ADN-ul. Deci ADN-ul poate fi studiat din patru puncte de vedere. Celibidache a fost, cum repet, cum am zis adineaurea, un sanguinic și un coleric. N-a fost un flegmatic și un melancolic. Și cu ocazia s-a spus și cele patru temperamente ale lui Hipocrates. Deci, ca personalitate temperamentală, acesta a fost celibid. Și care trădează felul lui de a fi, și care subliniază felul de a-l prinde pe pânză de către domnița noastră. Mai ales în camera cealaltă, unde e Celibidache, e cu noi și la el acasă. Dar noi nu suntem numai niște aburbe condita, noi suntem și niște homo socialis, homo contemporaneus. Și ca atare, când venim pe lume, venim ca un fel de reacții la univers, cu o fărâmă de creier, cu un neuron. ADN-ul e ADN și neuronul ne salvează astăzi. Ca să știm să fim mai departe, verbul a fi, să devină verbul a tot fi. Și în felul acesta, dacă luăm pe Celibidache și îl surprindem de punct de vedere caracterial, Celibidache este demiurg, este un creator, și face parte, noi putem să, sunt personaje umane la care predomină temperamentul, la alții predomină caracterul, la alții predomină amândouă, care predomină, de pildă, numai temperamentul. Sunt mari conducători de oști, mari împărați ai lumii, mari regi, mari politicieni care au autoritate. Mă rog să luăm așa, din istoria antică, mai ales și medievală, nume care te impresionează că au dus și au mers de-a lungul lumii. Îl iau mai pe Alexandru Macedon, un exemplu. Ființe umane care au super caracterial sunt oamenii care suntem noi în sală, oamenii care sunt și creatori și necreatori, și din care face parte chiar și George Enescu, modestul George Enescu, care n-a fost nici de parte temperamental, doar la 5 ani a avut curajul să semneze o lucrare. Interpreții noștri în astă seară s-au uită că la 5 ani Enescu era deja posesorul unor lucrări omologate, Țara Românească, o operă, o numește Enescu, pentru pian și vioară, în 12 măsuri, și acum vine singura dată când a fost și Enescu cu temperament, de compozitorul român Gheorghe Enescu. După care a devenit așa, numai prin lângă pereți, numai prin umbra copacilor, prin penumbra pădurilor, și am fost și eu Enescu, dar am creat cât o istorie întreagă. Știți că la Paris, când s-a prezentat opera Oedip în 1936, a ținut față de restul operelor care țineau câte 2-3 ani, opera lui Oedip a ținut o seară atât, și a doua seară s-a scos afișul. Și toți s-au revoltat. Cum? Deși Enescu nu mai este jucat. Și s-a răspuns de către specialiști. Enescu este autorul sau compozitorul care va fi înțeles de secolele următoare. Au venit oare acele secole? Și
revin la Celibidache, deci din punctul ăsta de vedere, el nu face parte din categoria caracterială, ci din categoria temperamentală și a avut-o și pe caracterială, a fost un mare creator. Deci am delimitat trei categorii, iar Sergii Celibidache, cele, le sumează pe amândouă. Asta amintește cine e doritor și iubitor de matematică, reprezintă un fel de loc geometric a existenței umane. Super temperament, super caracter, Celibidache locul geometric. De asta, într-adevăr, de Celibidache se va vorbi, așa cum se vorbește mereu de Homer, de Shakespeare, și de mari spirite pe care omenirea le-a dat și le va da. Doamna a prins de minunii aceste trăsături ale lui Celibidache și Celibidache a mai avut, printre alte trăsături în mare, încă mai amintesc mai intime și cu asta mi-au rămas bun de la iertați, mă rog, în 1985 Roma Vodă s-a săturat de mine și m-a scos la pensie și m-a dat afară. Apoi au trecut o mic de evenimente din 90 și m-au luat de la pensie, hai încoace, mai poți preda încă. Și am predat la franciscani încă 10 ani. Și în 2002 m-au dat afară și de acolo. Dar Muzeul de Artă de Roma se încăpățânează să mă dea afară, nu știu, să fac grevă, cum fac în Franța, e patron, nu glumă, nu vrea deloc să fie. Așa că nu mă condamnați pe mine, luați legătura cu șerifa muzeului nostru complex și poate în viitor nu o să vă mai rețin prea mult, mai ales că sunt și pe funcția unui buxtehude. Și vreau să spun că Celibidache a avut cultul euului extraordinar și de mult, nu numai prin felul cum s-a autocaracterizat el, dar către sfârșitul vieții s-a dus în Tibet și a venit în legătură cu cultul tibetan, cultul care îl practică popoarele de acolo, și a plăcut cultul zen. O religie, noi zicem religia zen. Ce promovează religia zen? Să te retragi în tine și singur, ca un rob din somn social, să te gândești numai și numai și numai la trăirile tale. Asta a fost Celibidache. Și Celibidache toată viața așa a fost. A fost un om care i-a plăcut această eofilie, adică egofilie, ego-admirație și toată creația lui, să nu uitați că el a fost dirijor. Deci, și la muzic se moare. Că n-ai bagheta în mână, nu execuți, ci coordonezi desfășurarea simfoniei, desfășurarea universului sonor. Apoi, Celibidache, când pe lângă că a fost și ovidianul nostru de la Tomis, în curând va arăta Celibidache, eu l-am arătat în cheia solo, el îl va arăta în cheia solo. Și veți cunoaște un Celibidache muzician, însă el a fost, în același timp, mai mult un filozof muzical, e creatorul fenomenologiei muzicale. Un curent care a impus muzicii universale și filozofii universale o altă orientare. Și în același timp, Celibidache a fost, și domnia sa va spune, și un compozitor tot așa singuratic, retras numai el în fața pianului. Ca o dovadă că el a scris Sinfonia de cameră. Sinfonia de buzunar, pardon. De cameră este sunt atâtea sinfonia lui și Elescu. Și în felul acesta, iată cum și eu cu doamna împreună, cu domnița împreună, am reușit, eu, așa, de fugă, verba volant, doamna Penelul Manet, să-l surprindă pe Celibidache ca fiind, într-adevăr, genial, complex, muzician, contemporan. În sfârșit, acum cât vă vorbeam dumneavoastră, mă gândesc și v-am spus dumneavoastră, am reușit să vă zic ceva.
dar și sunt acasă. Când a intrat pe ușă și mă treabă, acum vii? De unde vii? Și eu vă răspund, din Parnasul Artelor. Mulțumesc! Profesor, că i-am început care, ca de obicei, ne-am cântat. Să știți că Dumnezeu, dacă nici într-un caz nu părește să scoată la peste pe domnul profesor, noi am vrea să-l avem zilnic aici. Dar știți, cum a spus și domnia sa acasă, îl întreabă de unde vine sau unde merge, nu? Normal, vine. Păi, ce să facem? Din nou ne-am cântat domnul profesor și noi, oricând, da, așteptăm momentele acestea cu domnul profesor Gheorghe Mencioanu. Iată, două personalități ale României, da? Celibidache, în picturile de aici, ale Danei, domnul profesor, încă o dovadă a personalităților și a talentelor de care românul nu duce lipsă. Vorbeam că Dana a reușit să ne provoace prin tema propusă la această expoziție. Și, așa cum spunea și domnul profesor, a reușit să surprindă lucrările sale, temperamentul, caracterul și mai ales geniul. Lucrări cu omul Celibidache, lucrări cu dirijorul Celibidache, lucrări cu omul relaxat, omul acasă. Și iată că suntem acasă la Celibidache, la Roma. Spunea Celibidache, trăiește sunetul, trăiește muzica. Încă un moment, școala Sergiu Celibidache, și vă rog pe domnul profesor să ne prezinte următorii copilași. Vă mulțumesc! Aș vrea să vă reamintesc că Celibidache inițial și-a dorit să fie pianist și chiar s-a pregătit în mod deosebit pentru asta. Dar în 1936, când acum era student la Berlin, l-a ascultat într-un concert pe unul din mari pianiști ai secolului 20, și vorba de actorul Benedetti Michelangeli. După ce l-a ascultat pe Michelangeli, Celibidache a renunțat la visul de a deveni pianist. Să ne amintim că și la asemănător procedase și Liszt, după ce l-a ascultat odată într-un concert pe Paganini, aproape un an de zile n-a mai ieșit pe scenă, ca să poată să ajungă la nivelul violonistului italian. Celibidache și-a continuat pe urmă drumul ca dirijor. Da, în continuare, elevii școlii noastre. Absolventă a clasei a 8-a, la clasa de flaut a domnului profesor Liviu Moise, eleva Manuela Petcu este câștigătoarea premiului 2 la concursul internațional de interpretare instrumentală Emanuel Ernescu, Piatra Neamț, 2016, și a premiului 3 la Olimpiada Națională de Muzică, etapa zonală, 2016. Ea va cânta Polca de Henry Mancini. Acompaniază la pian o altă absolventă a școlii noastre, Luisa Martonca, clasa doamnei profesoare Iuliana Avironescu. Thank you.
interpretare pianistică Pro Artis, Piano Artis de la Iași, 2016, elevul Eduard Trifan, cel care a acompaniat-o mai înainte pe eleva Manuela Petcu, este absolventul școlii noastre la clasa de pian a doamnei profesoare Lia Voinea. Va cânta studiul Focus 10, numărul 1, de Frederic Chopin. Și ne-am gândit cum să o facem mai bine, mai complexă și așa mai departe. Cât de cât să o aducem la un nivel pe care merită Sergiu Mihai Celibidache. Spuneam că am inițiat această colaborare cu Școala de Artă și cine era mai în măsură să ne vorbească despre geniul Sergiu Mihai Celibidache decât domnul profesor Dr. Ovidiu Trifan, pe care am să-l rog să ne încânte în următoarele minute. Vă mulțumesc! Încă una din ciudățenii, ca să spunem așa, ale lui Sergiu Celibidache, este aceea că dezavoar să fie sărbătorit în public, acordat foarte, foarte rar interviuri, cu multă reținere, și nu ținea cont absolut deloc nici de elogii și nici de critici. Singura apreciere pe care și-a dorit-o întotdeauna,
suprema satisfacție era confirmarea faptului că spunea adevărul, în sensul că ceea ce a făcut, așa trebuia făcut și nu altfel. El spunea, dacă vii după concert și îmi spui, maestre, așa este, pentru mine înseamnă că m-ai scos de lângă căldura insuportabilă a iadului. Muzicologul Viorel Cosma spunea despre Celibidache că a fost omul cel mai bogat în care s-a dat cu pietre. Era ca acel pom plin de fructe în care au dat cu pietre și săraci cu duhul și bogați cu carul, dar din păcate și colegi de breaslă, critici muzicali, ziarici. Întrebat ce le răspunde celor care îl contestă, răspunsul a venit sec. Nu le răspunde. Argumentul apare însă indirect într-un interviu, unde spune, nimic nu e mai supărător decât faptul că eu trebuie să-ți dovedesc dumitale că sunt cât sunt de mare. Și asta pentru că, spunea el, meritul cuiva nu se definește prin excluderea celuilalt. În cele ce urmează, voi încerca, iar dumneavoastră, vorba maestrului, veți confirma dacă am reușit sau nu, să sintetizez în câteva idei, ilustrate de secvențe selectate din filmul biografic, realizat de fiul său, regizorul Serge Ioan Celibidache. Ceea ce am considerat a fi principalele coordonate ale vieții omului, dirijorului, profesorului și filozofului Sergiu Celibidache. Mai întâi însă mă voi referi la câteva legende apărute despre Celibidache, probabil născocite din anumite motive pe care nu le dezbatem aici. 1. Celibidache nici nu a recunoscut că e născut la Roma. Ba da. Spune lucrul acesta și într-o secvență pe care o să o vedem imediat, dar menționează lucrul ăsta și în autobiografia în limba germană, care se găsește la arhivele din München, că ar fi terminat liceul la Romanvold. După 6 luni de la naștere, familia s-a mutat la Iași. Am văzut și un documentar în care apare un document holograf cu autobiografia în limba germană, unde Celibidache scrie clar, bacalaureatul la liceul internat, la liceul național din Iași, promoția 1930. 3. Ar fi trecut la budism. Soția sa, Ioana, confirma că era un om profund religios, că înainte de fiecare concert se cufunda în rugăciune. Avea, spunea ea, o religie proprie, făurită din împletirea budismului cu creștinismul ortodox. 4. Că a disprețuit folclorul românesc. Alte eroare. Dovadă compozițiile sale în care prelucrează și inventează teme folclorice. Afirma că apreciază spontaneitatea și creativitatea românească, dar că detestă șovinismul românesc. În sensul, spunea dânsul, noi avem cei mai mari oameni de știință, cei mai mari artiști, cei mai mari scriitori. Că n-ar fi fost patriot, ba da, și încă unul mai mare, poate chiar decât cei care afirmă asta. La prima ediție a festivalului Sergiu Celibidache, 2012, la București, pe scena Ateneului Român, fiul său, Serge Ioan Celibidache, spunea, tatăl meu a păstrat steagul României în casă până la moarte. Celibidache a construit într-o insulă din arhipelagul Livare, pe un promontoriu pe care l-a cumpărat de la un păstor, 7 căsuțe în stil românesc. Suferea că n-a putut face nimic pentru România, din cauza factorilor politici și, cum spunea dânsul, a păienjenișului de indici. Citez. Eu mă consider colosal de vinovat față de România. Am o singură atenuantă, că eu am vrut să mă întorc în România, mânat de cele mai simple instincte. Așa că, într-adevăr, oarecum părăsesc pământul acesta fără să-mi fi făcut datoria de român. Și asta îmi pare foarte. Să-ți regăsești vatra, să vezi de unde vii și să te bucuri că știi cărui pământ aparții. Am rămas bun român, sunt mândru că sunt român, dar nu pot face nimic pentru România. Însuși șovinismul acesta românesc, purtat la extremă, care e caracteristic României, spunea Celibidache. Că l-ar fi disprețuit pe George Enescu. Întrebat așa ceva, Celibidache a izbucnit iritat. În viața mea nu l-am disprețuit. A fost un mare compozitor, dar n-a fost cel mai mare compozitor român. Sunt alții, dar nu-i pot numi aici, pentru că, și întrerupe, după care adaugă. Dar nici Enescu n-a făcut nimic pentru România, cu toate că a avut o mare influență în straturile muzicale europene.
De asemenea, spune despre George Ionescu că avea un ton al viorii deosebit pe care nu l-a auzit la niciun alt violonist din lume. Și, în sfârșit, că n-ar fi vrut să facă nimic pentru Roma. Ba da, dar, după cum vom vedea într-o secvență, nu în condițiile pe care îi le sugerau cei de la administrația locală din anii 90. În prima secvență pe care o vom vedea, grădina lui Celibidache. Realitate și metaforă în același timp. Realitate, grădina în sine, este un loc pe care l-a creat la propriul Celibidache. O moară transformată în casă de vacanță și în loc de desfășurare a cursurilor de dirijat. Un teren mlăștinos este metamorfozat în grădină și parc. Nu unul după modelul parcurilor franțuzești sau englezești, unde totul este trasat cu linia, ci unul în care să se simtă ca acasă, ca în România. În scrisoarea pe care o adresează unui prieten rămas în România, Eugen Trancu Iași, îi spune referitor la grădina pe care o construise. Măi, dacă ai fi aici, ai vedea că este exact ca la noi pe malul Siretului. Alei întortocheate, cu aspecte poteci mai largi, baltă, nu lac, vegetație de lungă, privighetori, păsări de apă, denivelări de teren, totul gândit și realizat după planul de sală. Fiecare copac, fiecare tufă. Așa de perfect, încât totul pare creația naturii. Pare, căci totul este amenajat de el. Este locul său de relaxare, de reculegere. Celibidache, omul iubitor de frumos, de natură. Aici își primeau oaspeții, dar și studenții. Aici purta discuțiile despre fenomenologia muzicii, despre ce înseamnă a face muzică. Discuta cu fiecare în limba interlocutorului, după caz, în franceză, germană, engleză, italiană, idiș, spaniolă, cursiv, firesc, de parcă fiecare ar fi limba sa maternă. Aici, ca și pe scenă, se simțea, după expresia sa, în apa care îi plăcea. Aici se simțea fericit. Pentru el, fericirea însemna echilibru interior. Și era fericit în grădina sa, dar și în marea grădină a Domnului, despre care spune că nu are hota și e mereu roditoare. A trebuit dat de la început. Nu, da, nu să pe început. Aici a fost un teren mlăștinos pe care l-a cumpărat Celibidache cu tot pe o veche moară și a adus pământ din câteva sute de camioane de pământ din toată Franța și tot ceea ce este aici este concepția lui. Era mlaște de tot. Apropo de legătura cu România, ce a spus maestre, e o parte din... Da. Capimarul Siretului la noi. În dorul de țară. Avea gută, de asta și grijă în ultimii ani din scaun.
Să ajungi la nivelul la care poți, de fapt, ajunge. Considera că maniera sa de predare este una socratică, în sensul că elevii sunt cei care pun întrebări, iar el cel care răspunde. Mărturisește că nu poate răspunde întotdeauna, dar faptul că elevii caută ceva la care nu poate găsi răspuns, îl forțează pe el să ia decizii definitive, iar pe ei să se golească pentru a putea primi ceea ce urmează să le spună. Fiecare învățătură este legată de o serie de suferințe, spune Celibidache. Dar cel mai mult suferă cei care au un ego uriaș, adică orgolioși, cei care vor imediat să fie cei mai buni. Pentru a ajunge la acest stadiu, e necesară multă disciplină. Dacă vrei să te faci ascultat, spune Celibidache, nu poți cultiva compromisul. Trebuie să fii tu însuți exact ceea ce, să știi tu însuți exact ceea ce anume faci, ca să poți pretinde și altora să facă la fel. În secvența următoare îl vom vedea pe Celibidache profesor. Foarte sever, chiar dur, ironic, uneori caustic sau chiar batjocoritor, dar în același timp știind să aprecieze valoarea, să încurajeze, să supravegheze fiecare pas, fiecare clipă din evoluția unui elev, să-l conștientizeze mereu de drumul pe care trebuie să meargă. Nu-i scapă niciun amănunt, nu-i iartă nimic. Cu toată duritatea, era asaltat de studenți. Dirijorul român Cristian Mandeal, care a beneficiat de o bursă la aceste cursuri, spunea că trebuie să ai nervii tari ca să poți rezista la orele lui Celibidache.
urmărindu-l cu obiectivitate, vom vedea că iubea ceea ce făcea. Iar pentru a fi realizat tot ceea ce a realizat, nu putea proceda altfel. Întrebat fiind dacă crede sau își dorește ca ceva din cele ce face să fie transmise generațiilor viitoare, el a răspuns, altfel nu aș mai preda. Dans l'élimination des réactions personnelles et nos réactions.
n'y a pas de place à ce que ça dans la musique. Et ce qu'on appelle l'interprétation, c'est que l'ignorance. Parce qu'il suffit que tu aies une idée. Comment c'est fait pour ne pas avoir besoin de rien d'autre? Je suis extrêmement sévère avec tout le monde. Parce que je ne connais pas une paix avec les lèvres. Non, pour le moment, je suis l'ennemi numéro un. Parce que c'est le seul qui peut lui apprendre quelque chose, lui enseigner quelque chose. Au fond, qu'est-ce que je corrige ici tout le temps? Et sans exception, la manière fausse d'y penser là-dessus. Celui qui dirige trop en avant comme ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'il s'abîme, de quelle possibilité extraordinaire de l'expression il se prive. Il ne le sait pas. Bien sûr que, pour ne pas gâcher la relation entre moi et toi, je serais un professeur très commun, je dirais, oui, ça va. Si je ne ferais attention qu'à tes progrès, mais je me traite beaucoup plus à tes défauts qui t'empêchent d'arriver là où tu appartiens. Ils t'empêchent d'arriver. C'est sûr. Tu fais ça avec la tête, si tu fais ça avec les bras à travers, si tu contredis l'évolution naturelle du son par un geste qui se met entre le son et la musique, voilà. Mon rôle, c'est d'éliminer ça. Ou au moins de minimaliser l'effet de ça. Secvența a treia, despre problemele muzicii și conceptul de fenomenologie. Există muzică în fiecare din noi, spunea Celibidache. Esența fenomenologiei constă în relația care există între sunet și universul afectiv. Modul în care sunetul acționează asupra conștiinței noastre, pe de o parte, și care sunt condițiile în care sunetul pe care noi l-am furat de la cosmos este recâștigat de cosmos. Muzica nu trebuie să fie înțeleasă, afirma Celibidache, căci asta nu te ajută la nimic. Muzica trebuie trăită, iar asta, spunea dânsul, înseamnă să trăiești evoluția sunetului și evoluția stărilor afective. Acest mod cu totul nou și absolut adevărat de a privi lucrurile, îl conduc pe Celibidache la adoptarea unei poziții ferme, intransigente, dar în același timp juste, în două probleme care i-a iritat pe mulți dintre contemporanii săi, dar și pe mulți dintre cei de azi. Problema utilizării termenului de interpretare, referitor la muzică, și problema înregistrării. Pentru Celibidache, a spune despre un cântăreț că vine pe scenă pentru a interpreta o bucată muzicală, este o aberație. Muzicienii nu sunt interpreți, ci mijlocitori, căci interpretarea presupune un limbaj care să exprime niște intuiții. Numai că muzica nu este un limbaj. Ea nu spune nimic sub unghiul cunoștințelor. De aceea e o cerință ineptă să te întrebi ce spune cu tare lucrare muzicală. În plus, un comentariu în marginea unui concert nu are legătură cu muzica. Iar cineva care încearcă să descrie o experiență scenică se îndepărtează de condiția muzicii. Și atunci, ce este muzica? E o vibrație care se manifestă prin om în vederea atingerii unei armonii colective. Armonie însemnând consonanță în mișcare, iar colectiv înseamnă unitate între subiecți. O sală de concert e locul unde muzica poate suda o astfel de armonie. Într-un interviu cu Victor Exenazi la Europa Liberă, Celibidache spune iritat, citez, cum, dumneata interpretezi munții și apele din România? Sau treci pe oriunde? Sau dumneata poți face dintr-un munte șes? Nu. Ocolești munte. Asta e interpretare? Acolo unde era un munte, dumneata face o vale. Cum? Cu ce autoritate? Cu autoritatea că celălalt nu-și dă seama? În problema înregistrărilor, argumentele sunt multe și juste. Iată două. Unul de natură filozofică, altul tehnică. Primul. Muzica nu corespunde niciunei forme de a fi. Ea este o devenire,
E ceva care naște, crește, ajunge la un punct culminant și moare ca o plantă, ca un sentiment, ca oricare activitate omenească. Cum poate fi captată, fixată printr-un proces static această devenire? Nici memoria nu o captează, pentru că lucrurile se schimbă de la un concert la altul. Omul nu poate spune bună ziua o dată pe zi la fel. De ce? Pentru că e viu. Unicitatea momentului este salvată doar de spontaneitate. Întrebat de un student, dacă vi se spune ce păcat că nu lăsați nimic după dumneavoastră, ce le răspundeți? Celibidache, ce păcat că murim, că nu mai suntem. Argumentul tehnic. Masa microfonului nu poate să perceapă și să transmită ceea ce a perceput, pentru că ea însăși vibrează, iar aceste vibrații se combină cu cele produse de cel care cântă, rezultând alt sunet. Înregistrările au aplatizat totul, reducând muzica la starea de fotografie, chiar dacă e una frumoasă. Înregistrările video sunt doar spectacole, dar în care nu există niciun pic de muzică. Să-l ascultăm. Dacă e Brăjovski să răspundă la video, se sala milică. Nu ne-am rompat de definiție. Când e din bătat pe la mine, ce vă e pară? Ca un program? Nu. Nu, ca un film mai așa. Că e din bătat. O că e diferență între bătat de calcul, mai bătat de calcarcă. Donc, on peut
plusieurs temps pour l'enregistrement. Parfois, le tempo là est injustifié par la richesse de l'expérience. Parce qu'on entend des choses qu'on n'entend pas autrement dans un autre tempo. On donne à celui qui écoute la possibilité de saisir des masses, des couleurs intermédiaires qui n'existent nulle part dans un autre tempo. Die Platte ist einzig das Faktor, was ich kombiniert habe und was in die Musik bringt. Es hat degradiert alles zu einer Fotografie. Es gibt auch schöne Fotos, ja. Die Vorhofstaatsmaler vor einer Woche in der Schweizerischen Alpen zu verbringen, du bringst zu Hause mit einem wunderbaren Album. Und ergötzt sich, wie schön das Wasser fällt, da in der Nähe vom Wasser. Ja. Und es gibt Menschen, die nehmen es nicht, was anderes haben, auch das schätzen. Aber die Platte ist kein Ersatz für die Musik. Weil todsichere Wiederholung seines Grabes. Jedes Mal für den finden Menschen ist das ein Begräbnis. Was begräbt er das? Die Möglichkeit, das lebendigen Klang zu erleben, was unbezahlbar und unbeschreibbar ist. Ja, seitdem es Platten gibt, gibt es keine Dirigenten. Als ich als Jugendlicher nach Berlin kam, waren 10 Dirigenten, wenn Dirigenten eine bessere wie die andere. Ja, wo sind die heute? Und das ist vor deiner Nase geschehen. Ultima secvență, amintiri din copilărie și tinerețe, nostalgia locurilor natale, evocarea atmosferei Iașului, anilor 30, ruptura de familie, la București. Un alt moment ce ne-a atras atenția este legat de faptul că afirm fără rețineri că ai crescut la Roma. În continuare, afirmă că a avut intenția de a înființa o academie de muzică în casa lui, dar că n-a reușit din cauza unor intrigi la nivelul primăriei, asta întâmplându-se prin anii 1991-1992. Convingerea că nu va trăi timpul când va exista o Românie ca cea pe care a lăsat-o. Unul dintre românii care au fost elevi și despre care Celibidache, apreciindu-l, spunea că trebuia sprijinit cu orice preț, este Cristian Mandeal. Într-un interviu acordat postului TV Trinitas, maestrul român vorbește despre actualul pericol care se observă în rândul tinerilor din România. Sunt semne că tinerii se acomodează cu răul din jur, cu ideologia derizorului, a diminuării bunelor intenții, a politicii de coborâre la nivel de bășcărie a celor care încearcă să-și depășească condiția, a nivelării specifică societăților totalitare. Vom încheia amintind concluzia la care ajunsese Celibidache în privința a ceea ce a realizat. În înțelepciunea mea a constat în a-mi da seama, în momentul în care mă găsesc, așa cum mă găsesc, alcătuit din atâtea aversiuni și atâtea înclinații, că nu pot face altceva decât ceea ce fac. Adică am fost întotdeauna de acord cu ce făceam, dându-mi perfect seama că asta nu-i tot, că o să fie altceva, o să apară o serie de fenomene care nu pot apărea acum din cauza mea. Întrebat fiind în finalul unui interviu ce-l bucură și ce-l neliniștește, răspunde tot în stilul său caracteristic. Bucuria mă bucură, neliniștea mă neliniște. O secvență filmată de corul Cantores Amiciție de la Iași într-un turneu în Germania. Îl auzim vorbind în moldovenești. A fost să fie așa din cauza că sunt foarte multe teorii că dacă copilul din mic au de muzică bună, se consumă la 20-30 ani, începe să nu se mai intereseze. Până n-am auzit, am avut tot în viața semne de muzică. Eu mă spuneam la mea și puteam să cânt o oră întregi, dar nu știam să cânt nicio bucată. Dar exista, inventam. Și m-a dus la tata la un concert, era un prezent. Filmarea are niște defecțiuni aici. Era colonel. Casete video. Dar numai secvența asta aici.
vârșii se văd. Se va ajuns acasă. Cum ca toată lumea a fost cumva. După un concert s-a așezat la pian ca să limite pe pianist. M-a dus un pot și un pot era o pianină de asta. Era scârbit de oameni, dar l-a luat încă un volant de vestează.
cânta. Plătești pe aici? Da. Știi cum se cânta? Tot. Este pe aici plâne care nu se știe să cânta tot. Eu da. Singura mea șansă este să dau niște minciuri aici, pentru că nu am așa de minciuri. Și asta spune, e bine, ea cântă o vals de Chopin. Eu nu știam nici o vals de Chopin, dar eu știam cum este o vals de Chopin. Și am tras o vals de Chopin, că ala se-a băi ce bucă. Din ultima secvență am revenit la una dintre problemele pe care le ridică această expoziție, Casa din Roma. Ce frumos a spus acolo. Vreau o academie, o academie de muzică. Și am mai spus ceva, că nu va mai reuși poate să prindă România așa cum a lăsat-o măcar.
în care cultura era alea acasă, în care oamenii de cultură erau respectați, în care nu autoritățile erau cele care așteptau respectul din partea noastră, ci poate ele primele să ne ofere celor care fac cultură, celor care oferă cultură, celor care, așa cum spunea Celibidache, el nu făcea pentru el, făcea pentru alții. Poate așteptăm și asta. Aș da citire și vă rog să mai aveți un pic de răbdare. Am o mică surpriză pentru artista noastră de astăzi. De la o doamnă profesor, care din păcate n-a reușit să fie alături de noi, dar admirându-i lucrările, a scris câteva versuri extraordinare adresate Danei. Doamna Alexandrina Munteam a scris aceste versuri. Chip cioplit în strop de rouă și un arcuș plecat spre cer. Degetele parcă plouă, peste lume cu mister, l-ai dat trupul de mătase, sprijinit de harpa lunii, strunele viorii lasă, doremii, între betunii. Și le-ai dat și trup de nalbă, curg petale pe un stativ, Doamne, ce lumină albă ne-ai adus pe portativ. Muzică, portrete, flori, să ne bucuri, an de an, tu născută din viori, ce semnezi, dar așa-i mare. Mulțumim domnului profesor Trifan, care ne l-a adus pentru câteva momente aici, pe Celibidache, și a fost încă un moment extraordinar. Aș invita două persoane lângă mine, Alexandra și Georgian. Georgiana Șoiman și Alexandra Șoiman. Alexandra! Așa. Alex, tânără pictoriță, a debutat la salonul de primăvară anul acesta. Sigur i-ați admirat lucrările la secțiunea junior, 5 ani. Ai împlinit 5 ani sau ai trecut de ei? 5. Așa este. Iar ea este Georgiana, olimpică la țambal. Eleva școlii de muzicii, de muzică de artă, Sergiu Celibidache, mă scuzați, am mai mare emoții decât ele. Asta este avantajul copiilor, ei au experiența aceea dreptată de a vorbi de azi. Cele două frumusețe de lângă mine nu sunt ale mele, din păcate, ci sunt ale artistei de astăzi. Dana Mihaela Șoiman. O invitație. Hai aici, lângă copilaj. Așa. Eu nu o să vă plictisesc foarte mult. Așa. Din ceea ce am pictat și citatele care le-am scris despre Celibidache, atât am reușit să trag o concluzie, că am găsit cheia spre o altă dimensiune a muzicii. Și cam atât pot să spun despre el. Veți descoperi singuri din lucrările care le-am pe simezele muzeului de Neoromani. Așa. Și nu rămâne decât să mulțumesc copiilor, că m-au lăsat și am reușit să fac posibil această expoziție. Cumnatei mele, care mă susține și mă sprijină în tot ceea ce fac. Așa. Domnilor profesori, domnul Iovicu Trifan, domnul Ciobanu, și dacă uit pe cineva, mulțumesc și doamnelor de la muzeu. Și cam atât. Mulțumesc frumos tuturor! În ultimul rând, școlii de artă, că m-au sprijinit și am reușit să facem posibil tot acest eveniment. Mulțumesc frumos tuturor! Orice artist, mai multă libertate în plenar, pe gând. Cuvinte. Așa este. Noi te mai așteptăm cu provocări. Cu siguranță și publicul abia așteaptă să vadă ce ne mai propui. Iar în continuare, domnul Ovidiu Trifan va prezenta pe olimpica Georgiana. Deci o familie de artiști. Ca să fie o deplină simetrie, am început cu muzică și încheiem cu muzică. Eleva Georgiana Șoiman, din clasa a 6-a a școlii noastre, la clasa de țambala domnului profesor Ioan Burlacu.
este câștigătoarea premiului 2 în 2016 la Olimpiada Națională de Muzică, faza zonală. Va cânta piesa Cancan de Sergiu Crețu. Thank you.